Serele din Petroșani se pregătesc de primăvară. Mii de răsaduri sunt acum sădite, plivite și vor ajunge flori în rândurile din oraș. De asta se ocupă două femei care spun că lucrează aici de ani de zile, iar efectul se vede în oraș. Într-o zonele vezi din municipiul Petroșani pregătim diferite flori. Tagetis, salvie, petunie, nalbă, curaleului, multe. Multe. Când vor fi plantate ele? Păi după 20 mai, 20, poate și către sfârșitul lunii. Toate florile ajung prin oraș, însă cea mai mare problemă a celor de la sere o reprezintă faptul că oamenii le strică munca de luni de zile. Cel mai mare necaz e că noi încercăm să facem frumos și cetățenii petroșanului nu respectă munca și frumusețea. Ați văzut asta în oraș? Să pe capete se fură, nu poți să pui ceva, să faci ceva frumos, că totul dă să dărâmă, să strică, să fură, să... nu. Serele s-au degradat continuu. Iarna care a trecut a fost una grea și asta se vede pentru că doar o parte din construcții mai poate fi folosită acum. Ce nu se poate produce aici, primăria cumpără și în oraș ajung astfel flori în fiecare sezon.